Războiul de la vârful PSD se acutizează. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat astăzi că nu este de acord cu fanteziile și improvizațiile juridice care se pun la cale pentru amnistie și grațiere. Noi niciodată nu am discutat în Comitetul Executiv sau în Biroul Permanent Național sau într-un alt cadru despre amnistie și grațiere. Acest subiect a fost discutat de domnul Dragnea doar cu câțiva apropiați. Primarul Gabriela Firea s-a arătat nemulțumită și de practicile unor colegi de partid de la guvern care nu sprijină dezvoltarea capitalei. Beneficiem de asemenea de sprijinul, de suportul unor colegi de-ai noștri din ministere sau din agenții, cărora le mulțumesc, dar alții așteaptă un semnal politic și o spun răspicat. Câtă vreme nu au un accept politic, adică de la președintele partidului, anumite lucruri nu se fac. Primarul Bucureștiului a adus noi acuzații ministrului Carmen Dan și liderului PSD Liviu Dragnea în legătură cu responsabilitatea intervenției la mitingul diasporei. Pe subiectul mitingul din 10 august, în mod evident, și am primit și informații, s-a dorit la nivel politic să se asume întreaga responsabilitate și întreaga imagine negativă de către primarul general, prin prisma faptului că prefectul este fostul coleg al primarului general. Să fie absolvită de responsabilitate doamna ministru de interne și absolvit de decont politic domnul Dragnea. Gabriela Firea a mai declarat că împotriva ei a fost declanșată o campanie în interiorul PSD după declarațiile critice care le-a făcut la adresa lui Liviu Dragnea și a lui Carmen Dan.